Stimați ascultători, ne bucurăm să fim în continuare alături de dumneavoastră aici la Radio Vocea Evangheliei București și în același timp ne bucurăm să o avem din nou invitată pe doamna Irina Pârvu, psihoterapeut de familie. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumim frumos că ai acceptat invitația și am dorit astăzi să dezvălui ascultătorilor detalii despre un subiect sensibil și anume timiditatea, timiditatea la copii, la adolescenți. Este timiditatea un semn al slăbiciunii? Timiditatea nu este un semn de slăbiciune. Avem în jurul nostru, avem poate printre copiii proprii copii timizi. Ne dăm seama pentru că îi vedem cum, că stau mai degrabă pe lângă noi. Nu inițiază conversații, nu încep ei relații. Dacă vorbesc cu o voce înceată și dacă s-ar putea, răspunsurile lor vor fi cât mai scurte cu putință. E important să deosebim între timiditate și alte cuvinte care sunt folosite uneori ca sinonime, însă nu vorbim despre o sinonimie. De exemplu, unele persoane pun semnul egalității între timiditate și anxietatea socială. Dacă ne gândim la anxietatea socială, e mai degrabă vorba despre o tulburare care se diagnostichează și care înseamnă ce? Copilului respectiv îi este frică să fie privit, îi e frică să fie judecat de către ceilalți și frica asta e atât de intensă încât dezorganizează viața copilului respectiv. Și hai să punem în oglindă un copil timid, să zicem, mutat la o școală nouă, într-o clasă nouă, va avea ceva dificultăți să se integreze. Va avea nevoie de o perioadă mai lungă decât un copil care nu are această dificultate. Dar până la urmă se va integra. Copilul cu anxietate socială nu reușește, s-ar putea să nu ajungă niciodată să se simtă integrat și chiar să ajungă să refuze să meargă la școală din cauza stării greu de suportat pe care o trăiește. O altă sinonimie pe care vreau să o demontez este timiditate egal introversie. Acum, noi toți ne cam împărțim între extroverți și introverți cu diverse grade. Introversia e mai degrabă o preferință de a fi, nu știu, în grupuri mici sau mai degrabă singuri. Sunt aceia dintre noi care își găsesc împlinirea și primesc energie stând de unii singuri, în liniște, gândindu-se, făcând lucruri. Deosebire de un extrovert, de exemplu, da, care va prefera oricând să stea cu ceilalți, să fie în situații stimulante. Deci nu putem să spunem timiditate egal introversie. Și atunci ce e timiditatea? Timiditatea, în primul rând, e o trăsătură fixă. Să nu ne gândim că dacă avem un copil care pare mai timid acum, gata, așa va fi toată viața. E o trăsătură cu care se poate lucra dacă știu să lucrez ca părinte. Și aici e foarte important să știm că nu a-l împinge pe copil în mijlocul unei clase, în mijlocul unui grup, este lucrul cel mai înțelept pe care să-l facem. Până la urmă, timiditatea este un fel de răspuns natural în fața noului, în fața necunoscutului pe care îl presupune noul. Cumva, nu și noi, eu cel puțin, când trebuie să intru într-un grup pe care nu-l cunosc, stau un pic și, scanez încăperea, persoanele și ăsta cumva e un lucru pe care îl facem mulți dintre noi și nu spune despre noi neapărat că suntem persoane timide. Ok, deci nu ne împingem copiii, hai du-te și spune, hai du-te și vorbește, dar răspunde și tu odată, da, deci nu ajută astfel de replici. Mai degrabă, hai să recunoaștem sentimentele copilului. Hai să-l sprijinim, hai să-l încurajăm să facă pași înainte, chiar dacă pașii ăștia sunt foarte micuți și foarte făcuți într-un ritm foarte lent, de exemplu. Nu știu, dacă duceți copilul la o zi de naștere, unde sunt mulți copii pe care nu-i cunoaște, s-ar putea, cum spuneam ceva mai devreme, ca el să prefere să stea alături de tine, mama lui sau tatălui, poate chiar tot timpul petrecerii respective și e ok, e important că a vrut să stea acolo. Da, poate că la al doilea eveniment similar, copilul o să vrea să spună din proprie inițiativă sau ajutat de tine câteva cuvinte, să schimbe câteva cuvinte cu copiii de acolo. Și tot așa, deci s-ar putea ca ritmul să fie lent și pașii foarte mici. Când ar trebui să ne îngrijorăm? Ar trebui să ne și îngrijorăm atunci când această timiditate pare să dezorganizeze viața copilului.
refuză, începe să refuze să mai meargă în locuri unde ar putea să întâlnească diverse alți copii, diverse alte persoane. Cum spuneam un pic mai devreme, e din ce în ce mai dificil să meargă la școală, îl vezi că este foarte abătut, foarte temător. Nu trebuie să stau în momentul ăla și să mă gândesc că e lasă că o să-i treacă. Mă gândesc că dacă e deja vorba despre dezorganizarea activităților de peste zi, nu știu, nu mai vrea la grădiniță, cum ziceam, sau nu mai iese la, în parc, nu mai vrea, poate e cazul să luăm legătura cu, nu știu, un medic, pediatru, cu un terapeut de copii și împreună să lucrăm la diminuarea intensității acestei caracteristici. Mulțumim frumos, Irina, pentru sfaturile și îndrumările prețioase. Te mai așteptăm și la o viitoare ediție aici la Radio Vocea Evangheliei. Mulțumesc și eu. La revedere! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, că sunteți în continuare împreună cu noi și veți rămâne.